Iordănescu a stabilit obiectivul pentru Euro. Vrea calificarea în optimi. Belgia, Slovacia și câștigătoarea play-off-ului B sunt adversarele tricolorilor. Trebuie să demonstrăm, să ne demonstrăm în primul rând noi nouă că putem mai mult decât o simplă prezență la european. 23 de jucători va avea Iordănescu la Euro. Selecționerul are așteptări mari de la tricolori în următoarea perioadă. Să dea tot în fiecare antrenament, să facă în așa fel să se impună la cluburi, să joace constant. E foarte important forma sportivă cu care ei vin de la cluburi. Selecționerul îi contrazice pe cei care spun că România a avut noroc la tragere. Cred că în fața noastră stă o capcană extrem de periculoasă. Nu poți să vorbești de adversar de evitat. Toți sunt de evitat. Înseamnă că trebuie să stăm acasă.